Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru vineri 28 mai. Și acum hai să vedem pentru această zi de vineri ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici 8-ul de monede. Trebuie să lucrați pentru a obține relația pe care o vreți. Trebuie să depuneți foarte mult efort dacă vreți să ajungeți la momentul de și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Hai să vedem în ce constă acest efort, la ce trebuie să lucrați pentru a obține relația pe care vă doriți, pentru a atrage în viața voastră partenerul sau partenera pe care o visați. 9-le de săbii, 8-ul de bâte, pajul de cupe. Ok, văd că aici în primul rând trebuie să lucrați asupra voastră și asupra psihicului și a mentalului vostru, pentru că 9-le de săbii ne arată că în trecut ați fost trădați, ați fost mințiți, umiliți, ați suferit o decepție amoroasă și acest lucru vă bântuie încă la nivel mental, încă vă dă coșmaruri, încă aveți gânduri negative și riscați să proiectați aceste gânduri negative datorate experiențelor negative din trecut asupra relației voastre actuale sau viitoare, dacă sunteți singuri. Și aici cu 8-ul de bâte văd că atunci când acceptați că aceasta este o problemă a voastră din interior și că trebuie să lucrați asupra ei, lucrurile o să se desfășoare cu foarte mare viteză. O să treceți foarte ușor peste acest moment, dar mai întâi trebuie să-l conștientizați, trebuie să-l acceptați și pe urmă o să vă fie destul de ușor să vă detașați de acest tipar toxic de gândire. Și în momentul în care vă detașați de acest tipar toxic de gândire, uită că apare în viața voastră dragostea. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, acest paj de cupe care vine către voi cu o ofertă foarte frumoasă, poate să fie un copil, dacă aveți copii deja, să găsiți cumva în relația dintre voi și copiii voștri această împlinire emoțională pe care o tot căutați în cuplu, în familie și pe care n-ați reușit să o obțineți. Pentru o parte dintre voi poate să fie vorba de venirea unui nou copil în cuplu vostru, în familia voastră și oarecum să vă bazați pe acest nou început pentru a șterge cu buretele toate greșelile din trecut. Iar pentru cei care sunteți singuri aici, pajul de cupe este o ofertă foarte sinceră, foarte onestă de dragoste, care vine către voi și o să vă dați seama că această persoană este foarte sinceră și foarte onestă, pentru că se vede pe fața sa, pe trăsăturile sale, pe modul în care se exprimă, pe modul în care acționează, că nu are motive ascunse în a vă face aceste declarații de dragoste, aceste oferte de dragoste și în a se apropia de voi. Dar ca să ajungeți aici, trebuie mai întâi să treceți peste acest blocaj mental și văd că această muncă de a trece peste acest blocaj mental va fi una foarte intensă, foarte transformativă pentru voi. Și foarte important să rețineți că această muncă de a vă debloca, de a vă vindeca de traumele din trecut, trebuie să o depuneți pe cont propriu. Nu puneți această corvoadă a vindecării voastre asupra partenerului sau partenerei voastre, pentru că nu este corect, nu este echitabil. Aici voi trebuie să lucrați singuri ca să vă eliberați de aceste 9 săbii și atunci lucrurile o să evolueze foarte rapid către o nouă relație de dragoste foarte onestă, foarte sinceră și foarte drăgăstoasă. Pe partea de sănătate avem aici asul de săbii. Este adevărul la iveală. Pentru cei care aveați probleme de sănătate pe care nu știați cum să le tratați, astăzi, în sfârșit, o să aflați sursa problemelor voastre. Și atunci când aflați cauza problemelor voastre, o să găsiți și tratamentul adecvat. Hai să vedem
ce aduce această sabie, acest as de săbii care o să taie aici nodul gordian și care o să descâlcească ițele în sănătatea voastră. Cum puteți să beneficiați de acest moment de claritate, de onestitate în favoarea voastră. Forța, pajul de monede și roata norocului. Niște cărți foarte frumoase, foarte pozitive, care ne arată că aici lucrurile o să se desfășoare foarte bine pentru voi, dar s-ar putea să trebuiască să scoateți niște bănuți din buzunare, fie pentru a vă face un set de analize, fie pentru a face o vizită la un medic, la un specialist, la un terapeut, poate pentru tratament, poate pentru o intervenție sau o terapie. Aici ceva o să vă coste puțin financiar, dar nu văd să fie o cheltuială exagerată. Va trebui și voi să depuneți efort ca să treceți peste acest moment, peste această probleme de sănătate, dar în linii mari lucrurile nu par să fie foarte grele, pentru că aici cu roata norocului este clar că soarta este de partea voastră, soluția o să fie mai ușoară decât vă așteptați și am impresia că în trecut v-ați îngrijorat foarte mult doar pentru că nu știați ce se întâmplă de fapt cu corpul vostru, dar astăzi cu acest moment de claritate vă redobândiți forța asupra propriului organism, asupra propriului destin și puteți foarte ușor să mergeți într-o direcție foarte bună pentru sănătatea voastră. Și aici forța este vorba mai ales de o forță mentală, de o schimbare radicală în modul de gândire, pentru că lucrurile nu mai sunt incerte, acum aveți niște certitudini pe care vă puteți baza și pe baza cărora puteți să vă faceți un plan de acțiune de aici înainte. O veste foarte bună pentru toți cei care aveați niște probleme de sănătate, pentru cei care nu suferiți de nicio problemă de sănătate, aici ar fi indicat să incorporați și mai multe exerciții cu greutăți pentru a crește masa musculară în rutina voastră de exerciții fizice și să vă uitați puțin mai atent la alimentația voastră ca să vă asigurați că, într-adevăr, alimentele pe care le ingerați sunt cât mai naturale, cât mai eco, cât mai biologice și cât mai puțin procesate. Și în acest fel o să vă garantați o stare de sănătate mai bună și în viitor. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici Lumea, arcana majoră, care finalizează cicluri de tarot. Hai să vedem aici ce se finalizează în afaceri, în bani, în carieră, dacă aceste finaluri sunt unele fericite, pozitive pentru voi și pentru cei care aveți relații în străinătate, fie aveți clienți în străinătate sau lucrați pentru o companie străină, ce lucruri aduce această zi, ce energie vă aduce această carte pentru această zi de vineri. Avem aici 5-ul de cupe, asul de cupe și 2-ul de cupe. Ok, o să fie așa o zi cu suișuri și coborâșuri. Pentru că aici 5-ul de cupe ne arată că ceva nu o să iasă așa cum v-ați așteptat. O să primiți un refuz, o să primiți un răspuns negativ la o anumită problemă, la un anumit proiect, la o anumită propunere. Dar în același timp vi se deschid alte uși aici în spate și dacă vă uitați atent la aceste două cupe care încă stau aici în picioare, în spatele vostru, la aceste două idei pe care până acum le-ați ignorat, la aceste două proiecte sau doi clienți pe care până acum nu i-ați băgat în seamă, o să vă dați seama că de acolo puteți să obțineți mult mai multă împlinire decât de la aceste lucruri pe care ați marșat foarte intens până acum. Și această împlinire va fi atât financiară cât și emoțională, pentru că aici cu doiul de cupe văd un parteneriat foarte benefic, un parteneriat care aduce câștiguri ambelor persoane. Și acest parteneriat poate fi între voi și o companie din străinătate, între voi și o persoană din străinătate, între o idee tradițională și o idee nouă străină, sau pentru cei care o să aveți ocazia să colaborați cu soțul sau cu soția, cu partenerul sau partenera voastră de viață, aici lucrurile par foarte bine aspectate și puteți să faceți o afacere, un business, un plan pe termen lung care să vă aducă atât împlinire emoțională cât și stabilitate financiară.
Per total pare să fie o zi foarte interesantă, foarte plăcută. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi de vineri. Sunt demn de a fi iubit. De cel puțin 3 ori pe zi, stau în picioare cu brațele larg deschise și spun: sunt dispus să las iubirea să intre în mine. E bine să las iubirea să intre în mine. O mantră foarte frumoasă, un mesaj foarte frumos pentru toată lumea. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!